Directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă Neamț, Daniel Chirilă, crede că migrația forței de muncă este o rezultantă directă a deschiderii granițelor și că subvențiile pe care ministerul le suportă pentru pachetele salariale trebuie să ajungă și în buzunarul angajatului, nu doar al angajatorului. Este bine pentru că suntem pe o piață liberă, cu oameni liberi, care nu poți să-i legi neapărat de glii prin niște condiții administrative, decât poate în anumite jaloane legale, care în cazul de față nu sunt prevăzute. Și deci toți agenții economici care primesc anumite subvenții de la noi trebuie să înțeleagă că ajutorul respectiv nu este numai pentru ei. Chiar dacă se dă angajatorului, este pentru a putea susține un pachet salarial și de resurse umane atractiv în condițiile crizei de forță de muncă accentuată din acest moment. Pentru că toți angajatorii se plâng și facem dezbateri cu ei că nu mai găsesc forță de muncă. Dar în schimb nu schimbă concepția și cred că vor putea în continuare să găsească forță de muncă la salariu minim. Deci nu vor putea să găsească. Oamenii preferă să plece la nivelul salariu minim din țară. Dar dacă acel angajator primește de la statul român prin Agenția de Ocupare o sumă de 2.250 de lei, el poate să dezvolte un pachet salarial, să zic, de 4.000 de lei, astfel încât să fie mulțumit și angajatul și el să suporte o parte din cheltuielile salariale de la noi, astfel încât să fie competitiv pe piață. Dacă se gândește că numai el va suporta salariul numai din aia 2.250 și nu va da nimic în plus, s-ar putea să-i plece oamenii. Și adică nu că s-ar putea, este aproape sigur în condițiile actuale. Există angajatori români, mai ales în industria textilă, care cred că pot rezolva criza forței de muncă din România prin aducerea de forță de muncă din afara spațiului european, din țări asiatice, ce se dovedește a fi fals. Am auzit sloganul la mulți angajatori că nu găsesc și am să aduc de afară, din Pakistan, din alte țări care nu sunt în spațiul european. Pentru aceste persoane, legislația prevede că trebuie să acorde salariul mediu, care este undeva peste 4.000 de lei. Deci, și mă întreb, dacă noi, din toate chestionarele care le facem, de exemplu, acum în proiectul cu tinerii niți, avem un chestionar în care îi întrebăm, cumva încercăm să calibrăm la ce nivel salarial ei sunt dispuși să muncească tinerii. Sunt niște probleme, că nu reușim să-i aducem totdeauna pe piața muncii. Și majoritatea declară că la un salariu net de 2-3.000 de lei s-ar angaja. Atunci mă întreb cum poate să-i acorde unui lucrător din Pakistan sau din altă țară 4.000, dar nu vrea să-i acorde lucrătorului român. Deci sunt niște întrebări care trebuie să ne punem. Legislația nu le prevede încă. Avem numai niște semnale așa foarte vagi că cei care încearcă să aducă forță de muncă din afara spațiului european oferă pe acte acel salariu mediu, dar de fapt pun niște condiții, niște contracte adiționale de cazare, de masă, în care de fapt iau banii acelor oameni și le oferă mult mai puțin. Pentru că le-aș recomanda agenților economici să fie onești, să lucreze astfel încât zona să prospere și dacă oferă salariile rezonabile la cei de aici, toți vom duce mai bine. Directorul agenției crede că și patronii trebuie să-și schimbe mentalitățile în relație cu angajații, aceasta fiind singura cale de rezolvare a crizei din ce în ce mai accentuată de pe piața muncii. Ușor, ușor se schimbă mentalitatea. Unii care sunt mai noi pe piață chiar privesc lucrurile direct pe conjunctura actuală. În schimb, sunt destui, să recunoaștem, agenții economici și patroni de 20-25 de ani care au început afacerile și care dacă au experimentat la un moment dat, acum 20-10 ani, un model de succes, între ghilimele, bazat pe mai mult pe exploatarea resurselor umane la cât se poate la limită, se pare că acel model nu mai merge și e greu pentru ei să-l schimbe. Mulți chiar spun, nu așteaptă ajutorul, să ne dea statul, că plătim taxe, că plătim impozite. Statul oferă niște condiții, dar nimic nu poate suplini abordarea nouă pe care ei trebuie să o aibă pe domeniul resurselor umane. Exodul forței de muncă spre Occident va fi stopat doar atunci când și angajatorii români, dar și statul, vor ști să-i motiveze pe români să rămână în țara lor, unde se va putea trăi decent, dacă vom ști cu toții să ne facem viața mai bună.